Iată în sfârșit aici, prieteni, una dintre seriile voastre preferate. Drumul spre Divizia 1 începe și la FIFA 18. A fost o serie foarte plăcută de voi, a făcut foarte multe like-uri, pe final a fost genial și e vremea să o luăm din nou de la 0 la FIFA 18 și să mergem până sus de tot, în Divizia 1. Mi se pune și update-urile, o să intru pentru prima dată în Ultimate Team de pe acest cont, de pe care o să o luăm fix de la început, cu jucători de bronz, o echipă de gol simplu. Deja mi explică chestii. O să ne alegem starter pack-ul, ca orice jucător nou de Ultimate Team. Și o să merg pe italieni. O să merg pe italieni să vedem ce pică. Ia să vedem cine va fi jucătorul gold. Pare ce Bogbona, bun! 80 rating din Premier League. Da, un jucător excelent de început. Bogbona, Missiroli ăsta care nu arată deloc rău. Și cu Pavoletti, în niciun caz, nu voi juca cu el. Da, merge și ăsta bine aici. Echipă cu foarte mulți italieni. Da, și mai pot să schimb un jucător din câte știu. Let's say the high rated player to squad, choose a player. Păi o să iasă, nu e de era, o să iasă O'Hanlon ăsta. O'Hanlon și voi alege un alt jucător care va juca la mine câteva meciuri. Și o să aleg pe Pierre-Emerick Aubameyang pentru că este foarte rapid, bun în divizia în care voi juca eu. O să vin acolo, deși nu o să aibă chemistry. Dar de viteza lui va fi foarte folositoare. Se încarcă greu, e tare. Ne alegem și kiturile. Unul o să fie kitul PSG-ului, pentru că de ce nu? Și al doilea o să fie kitul Fiorentine, în alb. Și stema. Stema este foarte importantă. Nu primim nici oastea creștină, nici voluntariul. Ce asta, bă, tat? Jaguares. Uite, o să iau stema Franței, uite. Cocoșul. Cocoșul o să fie acolo, se... Confeti pentru nimic. Bine, mersi de confeti FIFA. Chiar apreciez. Bine am venit la Ultimate Team. Am primit și niște pachete. Triol Player Spec. Hai să vedem. Mi-a dat pe Ozil cu siguranță. Acum am intrat în joc și o să-l cumpăr direct pe Ozil cu cei 0 coins pe care i-am eu. Am venit și aceste kituri cu care nu voi juca. Am 3 All Player Spec, 4 gold, una rară în toate aceste pachete. Le deschidem. Este gold rar jucătorul. Vișca, 89 pace. Foarte bun, deși joacă în Turcia. Dar bine ai venit în echipă. Băi, Vișca, Vișcea. Probabil așa se citește, ceva de genul. O să vin aici în locul lui Camas. Se poate da și Quixel la ei. Bun, păi și ăsta are pace. Jucătorii de gold îi trimitem la club. Și restul vor primi Quixel. Am și 476 de coins. Mă ajută foarte mult pentru început aceste pachete. Al doilea pachet este non-rar, nici chiar așa până la urmă, nu merge la infinit. Este de Lord, Felipe, Malquit și Adrian. Și trebuie să vă rog cu Excel, 1409 de coins, ajung spre 2000 și mai am încă un pachet. Încă un pachet, care oare ce va fi? Gold rar, italian, exact ce trebuie, fundaș și trat de la Juventus Rugani. Da. Nu știu de ce, dar aveam impresia că o să-mi dea, nu știu, un Bonucci, un Barzali, ceva, deja mă vedeam acolo. Rugani, perfect aici. Perfect aici. În locul lui Mancini. Deja avem o echipă bună, deși n-am făcut nimic încă. Radoha, Mason, nu-ți spun deloc, pică Răzvan Marin, du-te mă de aici. Începem cu Răzvan Marin, îl trimite la club. Ce să mai vrei, mă, pică Răzvan Marin, 1300 de coins și suntem chiar la 3K. Da, foarte sus deja. Avem daily objectives acum și o să ne ajute pentru coins. Score for Germany, buy a goalkeeper. Sincer, chiar asta am să fac. Am nevoie de un portar. O să-l iau pe Sirigu. Mergem pe o echipă de italieni și cu Aubameyang și cu Răzvan Marin, bineînțeles. Îl iau pe ăsta cu 700, excelent pentru banii ăștia. Sirigu este destul de înalt, foarte experimentat. Am primit și un trofeu. Iată la objectives. Deja, cum v-am spus, am la daily objectives, am cumpărat portarul, am primit 350 de coins înapoi. Și la starter objectives mi-am făcut echipa și mai primesc 200 de coins și am cumpărat un jucător. Și îmi va da nu știu cât, că am dat skip din greșeală. Dar din nou la 3000. Uite, mi-am recuperat investiția în Sirigu. Îmi trebuie neapărat un fundaș stânga. Hai să căutăm unul din Italia. Dalbert, îl iau pe Dalbert, de fapt. Ce e în capul meu? Dalbert este la fix ce am nevoie.
Și este chiar mai ieftin de 1000. Cred că este undeva la 900. 900 de coins cu 13 contracte, absolut perfect. 900 de coins am dat și pe Dalbert, avem și fundaș stâng acum, cu mare, de mare viteză. O să-l iau și pe Defrel, atacant. O să am nevoie de viteza lui. Este doar 700 de coins, exact ceva de început perfect. 89 viteză, are 77 shooting, dribbling, nu are forță deloc, dar până la urmă nu le poți avea pe toate. Și trebuie să mai au un jucător, legenda de legenda seriei trecute. Mba En Yang trebuie să se alăture oastei creștire pentru acest drum. Să vedem și cât costă. Uite, la 750 de coins. O nimica toată, 750 de coins. Ce să mai vrei? 89 viteză și el, rog, e o handlă în ăsta. Și hai să vedem cum arată echipa în momentul de față. Uite, barba asta lui Fasan. Deci zău, ăsta era la tăiat lemne se duce Fasan. 57 positioning, extraordinar. Bun, la începutul meciului o să-l bag și pe Răzvan Marin, mijlocaș central. Și o să jucăm așa, să vedem cum va fi. N-am fundaș dreapta, dar ar trebui să mă descurc în această divizie. Uite, cu antrenorul ăsta, uite, Gutmannsdorf. Gutmannsdorf are experiență, un fel de Daum. Domnul Gutmannsdorf ne va duce spre victorii. Și online season, divizia 10, o luăm de la 0. Începem, uite și pe Cuica, a câștigat și el un titlu. Bravo, bă, tată, bă, ia uite. Un titlu într-un sezon? Mare lucru. Ia, da, are un nume minunat. Și începem, ia să vedem care va fi primul adversar. Iată-l, Captain Hungary, jucăm cu un ungur. Exact asta trebuia, să fie competitiv. Jucăm cu acest ungur în kitul lui Inter, el, Fastar FC pe FIVC Stadium. Haideți să vedem echipa lui. 81 de tic și 100 chemistry. Da, foarte interesant. Atacul ăla este cu Bruma pe stânga, Belarabi pe dreapta și vârf este un jucător foarte bun, belgian. Îmi scapă numele meu, Keita, Campbell și Ghioțe la mijloc. Ce echipă poate să aibă ăsta în divizia 10? Așa ceva, nu cred. Punem pauză să vedem echipa și să-l băgăm și pe Răzvan Marin. Uite, Bernard Brooks, Nastasi și Weiser, Origi. Vârf, Bauman, rezervă, Mașinaru, Rafinha, ce echipă are divizia 10? Nu înțeleg, ce caut aici? Este Mascopi, intră Răzvan Marin. Da, și să ne apărăm cumva echipa asta. Dar nu vreau să știu formația asta, acum mi-am dat seama. O să jucăm 4-2-3-1 ca să încercăm să combinăm cumva. Se mișcă ciudat jucătorii. Jucătorii mei cel puțin. Mi se par cam lenți. Abia aleargă. Centrarea aia către Origi, peste poartă. Este prima ocazie a capitanului. 0-0. Rugani și Ogbola trebuie să se apere bine. Sunt destul de lenți ei pentru ce are el acolo, dar avem și atac bun. Trebuie să reușim ceva până la urmă. Uite-l pe Vișca. Pasa n-a fost bună. Răzvan Marin a recuperat, uite ce frumos. A vrut să-i paseze așa în bisorie și l-a lăsat pe adversar. Special a făcut asta. Bine, Răzvan Marin către Aubameyang. Fiare bine că Aubameyang în Bauman. Apără Bauman, primul meu șut. Din pasa lui Răzvan Marin, e de geniu. El e acolo, creator. Rugani. Bă, incredibil. S-a dus ăsta de neoprit Origi. Edin. Uite că aici scrie exact cum se citește. Vișcea. Am înțeles. Ne întoarcem cu Edin. La Răzvan Marin cu Misiroli. Misiroli. Cu Ogbona. Niang. Bine. Uite-l pe Marin. Gol! Gol, 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 Răzvan Marin. Deschide scorul. Nu pot să cred așa ceva. Cine se aștepta să scrie fix Răzvan Marin? Românul nostru scrie poarta ungurului. În adevărat meci România-Ungaria cu mingea roșie, așa de la Adidas. Ce bine a plasat acest șut. Răzvan Marin, minutul 19. Te pup, bro, abia aștept să ne vedem. 1-0. Oh, ce a făcut-o bună? S-a împiedicat de Rugani. Bă, Rugani. Uite, bă, ce ne-a făcut Rugani, fiți atenți aici. S-a dus Bruma, centrarea, nu era deloc, bară! Avem noroc, e bine. Vă meri norocul ăsta.
niște handicap acolo la dânsul. Nu, pasăm greșit. Bine, Răzvan Marin. Uite, băi, că nu produce Academia lui Gica Hagi, uite. Uite cum Răzvan Marin bate pe toți. Tocană, tocană, tocană. Petre Marin ar fi mândru. În acest moment, Niang! Gol! 2-0. Nu iartă Niang. Este 2-0 pentru remizul 30 și nu este gata, pentru că oricând poate să înscrie ungurul la ce echipă are. Nu pot să stau liniștit, mi-a trebuit vreo 3-4 goluri avans. Poate le facem. Uite-l pe Vișca. Un Yang. Apoi la Edin. Bosniacu însă nu s-a descurcat. Uite-l pe Răzvan Marin. Ce să mai... E Răzvan acolo? E gata atacul. Ce pasă bună! Scalera. Bine, cu Yang. Înapoi la... El nu, Aubameyang. Nu poate fi oprit. Jucătorul Borussiei peste. Edin. Cu Missiroli. Nu, greșim iarăși cu italianul. Nu prea știe să facă nimic bun. Bine, bună. E la noi asta. A, nu e jucătorul ăla de bronz. Pe defensivă însă e bun. Marin din nou într-o combinație cu Aubameyang. Excelent. Hai, Răzvane. Răzvan Marin. Hai, un șut din partea lui. Apără Bauman. Ce șut bun. De frel acum. Ce control bun al balonului. O centrăm din nou. Și e mingea respinsă către Origi. Ținut de Ogbona. Vine mi-a dat după el italianul. Perfect. Am pasat aici. Niang. Șutează în blocaj Brooks. A fost acolo perfect. Însă greșește Scalera. Dacă și Scalera a ajuns să intervină bine, e o problemă pentru ungur. Se bate Răzvan Marin cu bruma acolo. Mult mai rapid portughezul. Îl depășește cele din urmă, intră în care o pasă nu era, Campbell face 2-1. Chiar înainte de pauză marchează prin Campbell. N-am uitat să-i fac lui Bruma foarte rapid dacă s-a desprins de fundaș. Aia a fost. Dar Niang a urcat perfect în baie. Niang, hai Niang, prinde Bauman. Nu știu să rețină, dar tot la nu e. Hai, Aubameyang deposedat de Brooks, cred. O, campă, l-a pasat bine, Ghioțe, apără Sirigu. Nici chiar așa să dea Ghioțe gol. Nastasic, din nou Sirigu. E cu un corner și e ultima fază a primei reprize. Să scăpăm cu bine. Minge la Bruma. Centrează Bruma foarte bine. 2-2, ce v-am spus. Cum a rămas atât de liber Belarabi în careul mic? Vreau și eu să știu, vreau să văd o reloare. Cade pe jos de bucurie Belarabi. Uite, băi, Sirigu, puteai să o scoți pe asta. A fost pe portar. 2-2, ne egalează în 2 minute. 2 minute, mă. Ce să mai zic. Și vine pauza. Trebuie să schimb acel fundaș dreapta. N-are nicio treabă. Am avut 60% posesie degeaba. Un fundaș de 60. Mă trebuie să iau altul de frel. E bine. Pornim la atac. Cu Răzvan Marin. E mingea la Marin, e pericol, bă, băiatul. De frel. Către Răzvan cu șutul. Bară! Nu! Ce șut! Ce bine a ștat Marin. Incredibil. Ăsta e chiar bun. Aubameyang. S-a întors bine, a venit Brooks. Sper că este corner. De adevăr, va bate Răzvan. Către Ogbona și Aubameyang în careu. Ogbona. Nu trece mingea, Bruma totuși a respins. Nu până departe. Centrarea nu s-a dus rău. De frel. Tot la noi, tot la noi. Aubameyang dacă trece de Brooks. Perfect. Niang, hai mă, Bauman o scoate. N-a șutat bine deloc. Cameron e acolo. Hai Aubameyang. Hai Aubameyang. Gol! Aubameyang 3-2. 3-2 și direct în fanion se duce Aubameyang. Foarte bine. A reușit să trec până la urmă șutul ăla. Minunat. Se vede că e atacant bun. Înscrie și el primul gol la echipă. Îți țineți minte că și în seria de la FA 17 l-am avut la un moment dat și a șcat bine. O,
O nu, Bruma în careu, D'Albert blochează. Tot la el. Keita șutează, minunat! Ce spectacol! E divizia 10, 3 la 3. Meci fabulos. Ce goluri se dau, uite-l pe Keita. Îl învinge pe Sirigu de la mare distanță. I-am dat-o direct, i-am pasat-o. Dar cum a intrat șutul ăsta? Nici n-a stat pe gânduri cu Keita și a șutat direct. De Frel. Cu Aubameyang, ce pasă bună de la De Frel! Aubameyang realizează dubla. Este 4 la 3, minutul 68. Și ne mai luptăm mult cu ungurul. O să vedeți, o să fie mare bătălie pentru aceste 3 puncte. FIFA 18 mult mai spectaculos față de 17. Nu pot să zic că nu-mi place. Ies niște clipuri minunate cu acest joc. Este parcă făcut pentru YouTube. Am văzut câte goluri au fost și ce răsturări de situații. Hai, să facem 5 la 3. E momentul nostru. Am trecut. Ce frumos am reușit să combinăm. Însă Niang. Hai cu pasa către De Frel. Trebuie să fie gol. Nu este. Am vrut ca multe cu acea pasă. O boxează Baumann. Niang. Bine, cu Aubameyang. Hai, în fața hat-trick-ului. Aubameyang face 5 la 3. A dat 3 boabe. Ce să mai... 5 la 3, minutul 77, fază simplă de tot. Uite cum Aubameyang s-a trezit și a dat 3. Și câștigăm primul meci în această serie. Începem cu dreptul. Niang cu Edin. Am pasat bine, am scos din joc fundașul stânga. Acum Niang. În poziție centrală, Niang trebuie să facă ceva. Excelent, fault acolo. O să bată Răzvan Marin. Hai să vedem și la lovituri libere. Probabil o să ia și galben cineva de acolo. Ghiuțe se pare. Răzvan Marin. Știe oare să bată lovituri libere. Șutează Marin, bine! Gol! Răzvan Marin! Răzvan Marin! Băi! Băi, plecați de aici cât de OP ăsta. Jucător de silver. Ce șut! Bate perfect lovitura liberă. Mi-a amintit de Dică. Ce bine a șutat Răzvan Marin. Ca Dică în vremurile lui bune acum, mai bine de 10 ani. Campbell se duce bine, pase la Belarabi. Belarabi în careu, Sirigu o scoate minunat. Scoate minunat și cam asta a fost. Se pare că vom mai avea noi o fază. Pasa la la Aubameyang. Nu Niang. Către Vișca. Vișca, pără Baumann. Am vrut să fac ceva frumos, dar nu pot spune că aici. Hai să vedem centrarea lui Marin. Nu era deloc. O prinde Baumann. Niang ne readuce în posesie. Final de meci. 6 la 3 cu capitalul Ungaria. Captain Hungary. Aubameyang și minge acasă. Și a fost un meci fantastic. Ce goluri. Răzvan Marin a impresionat, pot spune. 9,4 are. 500 de coins am primit după această victorie și am făcut primele 3 puncte. 12 puncte sunt necesare pentru a lua titlul în această divizie și a merge în divizia 9. Iar aici se va opri acest episod pentru că a fost ceva de capul lui. Am făcut și echipa și am mai primit ceva la Objectives. Uite, de Objectives. Am dat o pasă de gol pe jos și am primit 500. Am jucat un meci, primim 250. Și a jucat un jucător pe care l-am cumpărat de market. 50 de coins. Păi ajută și aia. Ajută și aia și avem... Ia, ce s-a întâmplat? Am completat ceva. Uite, primim un long player spec. Uite așa se trebuie, un pachet. 83 plus va avea. Am făcut de ăla cu monitoare acolo. Cu ecrane. Ia să vedem cine este. Suedez? Da, bineînțeles. Mereu este trollul liber. Forsberg. Forsberg nu pot spune că are un loc în echipa mea, dar este bun acolo de rezervă. Nu se știe niciodată când ai nevoie de el. Decât Edera, mai bine Forsberg. O să iau și un fundaș dreapta în episodul următor, pentru că nu se poate juca cu băiatul ăla de bronz acolo. Și cam asta este. Data viitoare o să joc 2 sau poate chiar 3 meciuri, depinde, să vedem și voi câte vreți să fie. Și asta a fost primul episod din drumul spre Divizia 1. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like pentru această serie care a revenit, care știu că vă place foarte mult. Măcar 1000 de like-uri trebuie să facem și noi pentru meciul ăsta fantastic.
Eu am fost Deo.